Vom vizita rezervația naturală de floră și faună, Cheile Nerei, Bășnița, care adăpostește plante și arbori rari, cum ar fi liliacul sălbatic, scumpia, cărpinița, alunul turcesc și castanul comestibil. Zona se află între munții Aninei și munții Locvei, în Banat. Se pot utiliza mai multe căi de pătrundere în zonă. O primă cale, cea mai interesantă, este din localitatea Moldova Nouă, unde se poate ajunge fie cu vaporul prin clisura Dunării, fie pe șoseaua care însoțește această zonă, pornind din Orșova. Portul fluvial se află în Moldova Veche. Din Moldova Nouă se poate ajunge prin satul Cărbunar, de unde avem două posibilități. Spre comuna Sasca Montană, pentru a ajunge în rezervație la Podul Beiului, sau spre satul Șopotul Nou, pentru a străbate Cheile Nerei în aval. O altă cale de pătrundere în zonă este pornind din orașul Oravița spre comuna Sasca Montană sau din comuna Bozovici spre satul Șopotul Nou. Ne propunem să vizităm Valea Beiului și renumitele cascade de pe pârâul Bășnița. Traseul pornește din comuna Sasca Montană. Trece prin satul Sasca Romană, apoi, pe lângă Valea Nerei, ajunge la podul de pe pârâul Beiului, la confluența acestuia cu Nera, unde există o intersecție importantă de trasee turistice în rezervație. Se urcă apoi pe Valea Beiului, pe la Păstrăvărie, și se ajunge la lacul Ochiul Beiului, de unde se poate urca pe Valea Bășniței pentru a vizita cascadele. Dar să o pornim la drum. Suntem în comuna Sasca Montană, cunoscută pe vremuri datorită poziției sale pitorești. Este o localitate cu veche tradiție minieră, populată inițial de olteni, care extrăgeau în secolul XVIII minereu de cupru, plumb, argint, dar se pare că multe din mine erau vechi lucrări romane. Astăzi n-a mai rămas nimic din vechile exploatări miniere și din vechile cuptoare, doar triste ruine care dau un farmec aparte localității. Ne înscriem pentru puțin timp pe un drum județean asfaltat, pentru ca apoi să pătrundem pe drumul forestier de pe Valea Breșnicului pentru a ajunge în satul Sasca Roman. Drumul pitoresc străbate locuri muncite de localnici în felii roditoare
smulse parcă aridității calcărului omniprezent. În satul Sasca romană, cu casele arhaice din piatră, întâlnim pensiunea Cheile Nerei. Printre rarele locații de acest gen, unde se poate poposi în condiții civilizate și prețuri nu exagerate. Trecând puntea suspendată peste Nera, apar primii fiori de adrenalină. Dar aceasta e doar începutul. Ne înscriem pe poteca la început mai largă, pentru ca apoi să ia forma unui fir călăuzitor prin iarba ce acoperă pantele văii, întreruptă sistematic de limbi de grohotișuri ce se prăvălesc la vale. După scurt timp, intrăm într-o lume de piatră, unde poteca, tăiată în stâncă, de pe vremea romanilor, ca de altfel în toată rezervația, ne introduce într-un peisaj superb, sălbatic și romantic în același timp. Poteca dăltuită în stâncă, asortată cu o mulțime de tuneluri, trece mai întâi pe sub cârșia Făraga Mare, apoi pătrunde în cel mai lung tunel din zonă, circa 40 de metri. Pentru că apoi străbătând tunel după tunel, să treacă pe sub cârșia Caraulei, pentru a sfârși în cele din urmă într-o deschidere mai largă, unde se află un punct important de intersecție turistică.